Prezent vineri 12 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PNL Călăraș, președintele Organizației Municipale Alin Drăgulin a vorbit despre activitatea filialei pe care o coordonează, dar și despre oportunitatea unor proiecte care se dezvolte în municipiul Călăraș. În momentul de față, activitatea organizației este oarecum suspendată. Alin Drăgulin a precizat că întâlnirile față în față și activitatea Organizației Municipale a PNL Călăraș va fi reluată după ce incidența cazurilor de COVID-19 va scădea sub 3 la mie. Așa cum am spus, este prima mea conferință de presă în calitate de președinte a Organizației Municipale a Partidului Național Liberal. Am început acest mandat, bineînțeles, unul dintre deziderate este acela de a deschide organizația către călărășini, în sensul care dorim să avem dezbateri constructive pe tot ceea ce înseamnă proiecte pentru călărași, atât cele implementare, cât și cele pe care dorim să le propunem, să le lansăm în perioada următoare. Și în același timp, bineînțeles, de a evalua, de a lua atitudine față de ceea ce se întâmplă în administrația locală din municipiul nostru și județul nostru, mai ales cea din referitoare la municipiu. Activitatea noastră oarecum a fost suspendată în această perioadă. Am evitat întâlnirile față în față, mai ales după ce pandemia a început să treacă într-o fază din aceasta foarte acută, ca și incidență. Cu siguranță, după ce vom reveni cu un nivel de sub 3 la mie, vom începe și activitățile în organizația municipală. Dar, probabil că ați și remarcat, de altfel, președintele Ciprian Pandea și prezentat într-o conferință de presă anterioară, noi pe internet, în speță pe site-ul de socializare Facebook, am venit cu mesajele liderilor organizației municipale, 17 lideri în organizația municipală, și-au asumat mesaje pro-vaccinare, lucru care vine cumva în continuarea politicii noastre sau a mesajelor pe care noi le-am transmis de-a lungul timpului către electorat, în sensul în care să ne conformăm măsurilor care s-au luat pentru restrângerea efectelor pandemice. Ați văzut că în campaniile electorale din partea Partidului Național Liberal noi am luat acele măsuri de distanțare, pe cât a fost posibil, am purtat mască de fiecare dată, spre deosebire de contracandidații noștri care, din păcate, au și funcții, nu, de reprezentare publică, cum ar fi cele de primar, de președinte, de Consiliul Județean, nu de fiecare dată au făcut acest lucru. Și, vedeți dumneavoastră, asta în mod subliminal alimentează scepticismul față de măsurile pe care s-au luat de diminuare, de combatere a efectelor COVID, pe de o parte, sau de stimularea procesului de vaccinare. Chiar am avut a face, nu știu, săptămânile trecute, cred că acum două săptămâni, cu o declarație chiar halucinantă a primarului municipiului Călăraș, care s-a referit la faptul că nu are încasări la primărie din cauza certificatului verde. Lucru care, sincer, mie mi s-a părut oarecum chiar halucinant. În primul rând că mie mi se părea ca semn de responsabilitate, din contră, să le spună concetățenilor pe care îi reprezintă, ca fidil, nu? Să intre în acest proces, da? De vaccinare, ca să trecem cât mai repede și cât mai sănătoși peste această pandemie. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte, faptul că singurul motiv pentru care îți pare rău că un cetățean nu poate intra în primul rând în cifrul și este acela că nu își poate plăti impozitul și nimic mai mult, cu toate că oamenii, după cum bine știți, cetățenii municipiului Călăraș, au o serie de probleme care trebuie rezolvate de către primării. Și cum poate să plătească totuși cel care nu are certificat verde? Adică dacă 70% din populație. O să dacă se poate, merge pe o sesiune de întrebări la sfârșit și e regulă. Anunțați-o de sfârșit. Ok, mulțumesc. Bun. Cam asta au fost acțiunile în ceea ce privește organizația municipală.
De asemenea, după cum bine ați preluat și ați remarcat și ați preluat și dumneavoastră în mass media, există în momentul de față o dezbatere pe tot felul de proiecte care vor să fie depuse în perioada următoare. Părerea mea că se și accelerează fără să existe o dezbatere publică referitoare la, la oportunitate. Am văzut de curând chiar o propunere referitoare la un drum expres între municipiul Călăraș și municipiul Oltenița. Sincer, acum, privind oportunitatea, cred că mergem toți pe acel drum, mai sunt spre Oltenița și am văzut că nu se compară cu o zonă cum ar fi aceea dintre Craiova și Pitești, unde se construiește în momentul de față un drum expres. Dacă ne referim la oportunitate, ideea e că proiectul, am înțeles că va fi depus pe fonduri europene. Și aici probabil că finanțatorul va judeca acest lucru mai bine decât noi. Dar, tocmai că va fi depus pe fonduri europene, mi-a atras atenția un aspect, faptul că ar urma să, ca drumul respectiv să fie făcut undeva pe lângă Dunăre. Ce se întâmplă? Pe lângă Dunăre există situri Natura 2000, situri care sunt reglementate chiar de către Comisia Europeană, de către Uniunea Europeană. Acum tu să te duci cu un drum expres care nu face altceva decât să-ți străbată aceste situri care sunt protejate de către Comunitatea Europeană, da? Prin Guvernul României, este un total nonsens. Arată superficialitatea cu care, de fapt, ai abordat această propunere. E drept, în același timp, că tocmai pentru protejarea biodiversității, tocmai pentru acele ecoturisme care ne dorim la noi în zonă, există proiectul european Euro 6, prin care, prin un sistem de piste de biciclete, ar urma să fie unit malul Atlanticului de cel al Mării Negre, prin infrastructură velo, lângă fluviile mari din Europa. Dacă ne referim la zona noastră, am putea beneficia, bineînțeles, fiind aici lângă Dunăre, de acest proiect, tocmai pentru a avea la Dunăre acest traseu pentru biciclete, care ne-ar aduce amatorii de ciclism și ecoturism la noi în zonă. De altfel, am văzut că s-a făcut referire la acest proiect, Velo 6, atunci când s-a discutat despre acel pot peste Dunăre, peste Borcea, de fapt, o altă propunere vehiculată în această perioadă. Ideea este că dacă dorim într-adevăr să avem un proiect Velo 6 la Călăraș, așa cum am înțeles că se dorește în discuțiile care au existat între structurile locale și cred că BRCT, dacă se dorește acest lucru, cu siguranță nu ar fi potrivit ca să avem infrastructură de pod rutier către o zonă destinată circuitului pentru biciclete. Să te dusezi cu Comisia Europeană că să-ți dea bani să faci pistă de biciclete pentru că tu tocmai ai făcut un pod pentru mașini, iar este un nonsens, din punctul meu de vedere. Și, la fel, probabil că era mai bine dacă ar fi fost studiată mai îndelung această problemă și, la fel, oportunitatea pentru zona noastră de a avea, într-adevăr, un pod destinat și traficului rutier aici. Cu siguranță, dacă mergem pe zona Velo, am fi putut sau am putea să obținem finanțarea pe care ne dorim. Ar fi multe de discutat și ar fi multe proiecte de dezbătut. Spre exemplu, zilele trecute chiar m-am interesat pe o problemă privind interconectivitatea în cadrul municipiului Călăraș, între zona de nord și celelalte zone ale Călărașului, având în vedere că orașul este străbătut în zona circulată, de calea ferată. Am constatat, în schimb, că trecerea de pe Slobozii este una care se află în momentul de față în afara legii. Sunt 7 linii de cale ferată funcționale în acel moment, iar standardul CFR, în momentul de față, normativul CFR, permite trecerea la nivel doar dacă există două treceri
de la 3 în sus fiind interzis acest lucru. Asta înseamnă, nu știu dacă ne-a apucat în închiderea acelei treceri, nu despre asta vorbim, dar dacă se solicită o modernizare a acelei treceri de nivel, cu siguranță nu se va obține un aviz, pentru că nu are cum căile ferate să-ți dea un aviz pe ceva ce se află în afara legii. De aceea ne-ar putea discuta în perioada următoare să avem un pasaj în acea zonă, tocmai pentru a ne încadra în litera legii și nimic mai mult. Discutând și de oportunitate, siguranță ar exista și oportunitatea, dar fiind faptul că este cealaltă intrare de importanță pentru municipiul Cărăraș, alături de cea de la Comuniat, care am văzut că este supusă în un proces de modernizare. Cam ăsta ar fi un exemplu de ceea ce am putea să facem, mai ales că suntem și nevoiți în perioada următoare. Nu mai zic că pe lângă traficul din afara orașului, pe acolo avem și interconectivitatea cu zona de locuințe pentru tine. Cu siguranță orașul, dacă se va dezvolta, se va dezvolta și spre zona de mijloc. Acesta a fost un exemplu de proiect pe care am putea să-l avea în discuții. Recunosc totodată că dacă am avut aceste întrevederi cu factori de la nivelul Ministerului Transporturilor, tocmai pentru a vedea care sunt oportunitățile de interconectare pe această zonă, am descoperit iarăși că o soluție ar putea fi pentru traficul din Călăraș, o soluție pe care eu o studiez, dar cred că și ar putea să demareze acest lucru și autoritățile locale, este de a avea o străpungere a străzii locomotivei, cea care trece pe lângă Beliza Conf, apoi către pe lângă Calea Ferată, până în stadion. După cum bine știți, o străpungere din zona aceea către complexul comercial Cadex ar însemna, de fapt, o preluare a traficului de pe Bulevardul București și, la fel, de pe strada București și de pe Bulevardul Republicii către această zonă. Cu siguranță că sunt multe zone din Călăraș care ar prefera această rută pentru a merge către zone, către centre comerciale. Având în vedere că sunt chiar 3. Am putea să facem o rută în care ar fi 3. Ar fi Peninu, din Mircea Vodă, a merge pe Supeco și apoi zona comercială. Și am avea, de fapt, o rută a zonelor comerciale care ar degreva, de fapt, infrastructura din Călăraș, care ați văzut că e din ce în ce mai aglomerată. Și aici v-am enumerat două situații pe care noi am putea să le discutăm în perioada următoare ca oportunitate a proiectelor pe care le-am putea avea la nivel municipal sau județean. Cred că am să vă opresc aici. Acum aștept întrebările. O să aveți șanse să faceți lucrurile așa că acum, dacă o să fiți în alianță, sigur, la masă acolo, veniți. Dar nu știu ce să... Nu știu, acum referitor la alianță, că la e un subiect luzit. Nu știu dacă ea se va concretiza cumva și la nivel local. Noi discutăm o dată de niște discuții la nivel central. Păi, cum să nu se realizeze și în plan local? Uite, vă trebuie un plan local. La dumneavoastră acolo se aude ceva de schimbarea prefectului, că PSD și-ar dori prefectul la Călăraș? Vă dați seama, acum să intrăm în politică, adică. Da, nu-i vorba de politică, dar intra într-o zonă în care speculăm, de fapt. Ce să speculez? Să discutăm de niște discursuri ale unor lideri locali. Care își spun fiecare la un moment, dar nu cred că asta cum constă neapărat politica să discute acum despre nu știu ce discurs sau unui lider care vrea neapărat prefect. La un exemplu. Controleze mai bine județul. Bun. Haideți să vă întreb atunci în legătură cu ceva ce vorbim dumneavoastră. Vis-a-vis situația asta cu oamenii care nu pot să-și plătească taxele, că nu pot intra în instituție fără certificatul de astea. Adică ca 70% din populație. Da, se pot vaccina. Ce soluție? Păi dar nu pot, că se puteau vaccina. Se pot vaccina pentru sănătate. Tocmai asta spun, că aici ar fi fost important ca
și primarul, prin mesajul pe care l-are să stimuleze acest lucru, lucru pe care nu l-au făcut. Păi bine, l-a făcut-o el guvernul Câțu, care i-a lăsat pe oameni să ducă la mare, să ducă unde vor, să zburde liber, și după aceea când a venit pandemia peste noi și ne-a băgat bătrânii în grob și pe tineri și pe toți, hai să vedem ce face. A făcut comentă și mai e o întrebare? Da, e o întrebare. Întrebare retorică, nu de stare. Mulțumesc. Deci ce soluții să... Deci, păi asta e soluția administrației să se vaccineze? Să se vaccineze, iar după ce se ridică aceste restricții? Păi ține de administrație asta, să se vaccineze oamenii? Poate stimula. Poate stimula pe două parte. Și tocmai asta am spus că aici mi s-a părut discursul ciudat. Pe de o parte pe acest moment, iar pe de altă parte sunt și alte nevoi în afară de acela de a-și plăti impozitul, dacă există în ziua. Dacă mai sunt întrebări, păi nu mai că speculăm după aia și mai ajuns acest. Că în politică totul e speculă. Se speculează. Și dacă dumneavoastră nu trebuie să speculați, nu trebuie să speculați. Da, nu trebuie să speculați. Asta face să discutăm mai multe. Hai să vă întreb eu concret. Nu am înțeles cu bariera aia de acolo, de la Slobozie. Cine încalcă legea? Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? Este un standard. Vă spun imediat. Ce lege este asta? Regulamentul de exploatare tehnică feroviară, numărul 002. Și aveți aici la articolul trecere la nivel cu linie de cale ferată, secțiunea 6. Și aveți la articolul 47. Nu se admite amplasarea trecerilor la nivel cu intersecția următoarelor elemente ale infrastructurii feroviare. Și la punctul C aveți un grup de trei sau mai multe linii de cale ferată. Am înțeles. Păi și totuși permite, că eu cred că drumul ăla nu putea să existe fără avizul Ministerului Transportului. Dar el a fost făcut mai înainte ca să existe acest standard. Dar dacă, spre exemplu, noi am vrea să modernizăm, noi dacă, da, sunt șapte chiar. Sunt șapte. Unde am noi? Și cum îl băgați în legalitate? Două amende și să-l băgăm. Nu, să-ți spun cu propunerea de a da un pasaj cu ei. Noi cu dar s-a făcut să mai încercăm o continuare. Dacă tot avem șansa de a depune proiect. Păi noi, mai repede atunci dezafectați zona aceea și reduceți numărul de linii. Cred că este mai oportun în această situație. Nu pot să mă întâlnesc. Prin Ministerul Turismului. Transportul. Transportul.